Ăsta cine? Bă, deschide ușa, bre! Aoleu! Mersi. Era, acum 5 minute era. Cum te numești? O sănătate, Alina. Sănătate. Bună, Alina. Mulțumesc. Bună. L-am dat fi. La Moldova. Oftim? Ce faci, trandafire? Bine. Ați spus, domnule? Era un cântec, trandafir. La Moldova, la Moldova, da. Uite, vedeți, părul meu e trandafirul roșu. Ce faci, trandafire? Nu te-am văzut 100 de ani. Mai trăiesc și eu din când în când și cum din mai când în când așa, nu? Și cum mai poate. Mă bucur să te revăd. Da, mai muncit-o pe aceea. Cât de cât așa, da. Auziți, dar pe șeriful de aici sau pe Mihăiță, nu știu cum îl cheamă, nu l-ați văzut pe aici? Eu nu. Azi, domnul Șarca, acum 5 minute l-am văzut. Unde, aici? Deci l-am văzut în fața secției, stat așa, nu știu. Păi dar stați puțin, Mihăiță e șerif aici? Pluton era adjunct. Major, pardon. Nu cred că e major, de dar... De peste 18. Nu e major, nu, dar e plutonier. Am înțeles. Să-l mai așteptăm, zic, fratele meu. Da, uite pe cineva acolo. A apărut și vreun mesaj ceva? A apărut și adere. Mă, dar tu ai rămas scrui pe trandafir? Nu. Bă, du, ce vrei să fac dacă nu vine asta? Mai stă de vorbă. Vezi că domnișoara... Vezi că domnișoara e medic și a zis că mă rezolvă cu problema mea la inimă. Aolo, era polițist care alerga cu calul, nu era? V-a spus despre problema lui la inimă? Da. Dar ți-am zis să nu le mai zici la toate așa. La toate le zicea? Ce toate, bă, bulangiule? Una s-o găsit să-l vindeci. Nu, adevărat. Da, exact. Vezi că mi-a zis că mă vindec, ești nebun la cap, stai cu minte. Astea alea, astea, bă, uite la o parte. Să vezi ce te ajută trandafir. Tot ziceam, mă, că mă dor genunchii și am găsit aici la magazin o varză proaspătă și... Și ai pus-o pe genunchi. Să pun niște foi de varză și am dat și lui roșcata mea. Și au ieșit sarmale. Tu, dar poate să-i pună și lui domnul la inimă, poate este... O frunză de varză. Mai bine îi pun o petală de trandafir. Așa, da. Da, dar du-te în altă parte. Că te-a zis că mai am două fusturi, lasă. După ce ai crăpat, vă lasă moștenire. Două petale și ale ofilite. Ai vrea, dumneata, să vezi că nu sunt ofilite. Aolo, dar le-ați văzut? Aolo! Se lasă între neamuri bine. Uite-l, mă, pe indianul, prietenul meu, mă! Indiene, ce faci, bă, indiene? Hai să treci. A, nu cu tine m-am întâlnit atunci când m-a arestat poliția? Nu cred. A, înseamnă că era altcineva, scuze. Nicio problemă. Să rămână... Aolo, a plecat. Unde de dracu' e ăla, mă? Ți-ai dat telegramă, mă? Nu știu cum îl cheamă. Ai? N-am, mă, dai seama că... Hai să-l căutăm. Bă, calul ăla nu vrea să vină, frate, că nu-l strig, uite și tu la el. Vine-o prostul aici, că te cheamă tactul. Uite-l, bă, ce-mi face, bă, uite-te, bă. Am ia și în el că-l omor. Nu vorbeam mai tare, că nu mă știu. Cu page up. Ce am? Page up, page down. O, și-a zis domnișoara că mă vindecă. Am auzit, uite. Domnișoara, mă pot spăla și eu pe ăsta aici, că m-a dărâmat calul. Mă pot spăla aici, la asta? La asta nu, dar e baie aici. Aoleu. Păi baie nu, că m-a intrat eu la baie. A venit una peste mine, nu mai mă bag așa, că nu... Fără aia. Fără? Nici așa nu prea merge, mă spăla râu. Eu nu vreau cu domnișoara aia, că nu mi-o place. Sunteți râruit? Eu sunt foarte râit și mereu mi-a plăcut să fac mrrrr. Să aveți o zi... Așa? Da, să aveți o zi minunată, la revedere. Asemenea. Ce cât de mic așa.
Hai să-l căutăm pe Mihaiță. În căutarea lui Mihai Coi. Bă, ai, când m-a arestat șerif atunci și mă ducea pe cale, ai vrut să-l iei cu lasou? Da. Am văzut. Dar nu te puteai cu cale la obosit să-l ajungi. Nu-l ajungeam, fută, Stalin să-l fută. Am văzut. I-am zis la ăla, bă, fii atent, eu îl dau jos, îl plimb puțin, te urci pe cale, ai rupt ușa. Hai să trăiești. Bă, am dat prin glovă comandă în pula mea. Opa, tu acum... Zi, da. Acolo, n-ai teamă. Îmi dă mesaj prin glovă, am ajuns. Ce era unde? Ai dat în altă parte. Doamne, ia, stai așa. Dă-te liniște. Bă, dar bine mă duc aici, mă. Nu mai știu, frate, știam harta asta pe de rost, frate, jur că știam pe de rost. Știam cap coadă, știu. Știu pe cineva. Dar nu cred că mă duc bine pe aici, frate, nu mai știu harta, ești nebun la cap. Lec, uite, vedeți, mă duceam greșit. Mă duceam greșit, tati. Dă-te seama că nu pe acolo era drumul. Drumul cel frumos, de sus până jos, este cenușiu și alergă la burchiu. Drumul meu de vale, merge la plimbare. Bă, dar aleargă calul ăsta, nu glumoiesc, le tai și-o pe pașii ăștia așa frumos. Stai, tati, că-mi permit pe aici, hop. Hai că revenim când mai facem ceva. Mă bag în rusă, mă spăl, băi, că n-am ce să fac. Și dacă te bagi în rău, se curăță mizerea după tine. Cum aveam ăla frumos, frate. Aolo. Dar cum mă spăl, frate? Trebuie să mă spăl, oare, mă? Pai. Te pus pe ăla aici. Cred că nu mai merge să te speli aici. Fă curând treabă, ne zici. Forța, bre! O crezi că fata a dat. Bă, uite ghepardul, bă! Asta e pantera, de-am omorât eu ieri. Pantera! Nu, asta e o pantera mai specială. Au, cine a vorbit? Iartă-mă. Eu. Nu cred că ne auzim. Și dumneavoastră este tot o pantera? Eu sunt o... Leopardul mami! Zgâriați-mă pe spate, vă rog. Bă, dar tu lăsați-mi i-auzi? Urme. Trebuie să vă dezbrec. Auzi pe domnișoara? Normal că-i aud. Hai că e clar, vă auziți, vă vedeți, e bine, sunteți bine în teren aici. Eu vă văd pe toți și vă aud pe toți. Ce onoare. Dar nu vă auziți, doamna polițistă, aveți probleme cu gâtul de... Doamna polițistă, ce păsărică vreau... Zic că eu-l aud, dar nu văd. Ia, te aude, dar nu te vede. Doamna polițistă, ce pisicuță frumoasă. Nu da, domnule, e foarte frumoasă. Păi mai bine că nu mă auzi. Dar puteți... Nu auzi pentru că ea nu te vede. Puteți să puneți să muște pe cineva și din astea? Da. Ia pune să mă muște pe mine. Ia. Nu, domnule, nu pot să fac așa ceva. Să nu, că... Auzi, ea nu mă vede, nu. Aș vrea să mă atace pe... pisica. Păi ne atacă pe toți după. Aulu! E din aia, dar începe greu, dar nu se mai poate opri. Bună ziua. Tăticule, e ce faci. Uite bine, fă ce faceți. Băi, ce ai haos. Iar l-au luat ăștia pe sol. Poliția română. Băi, ce-o mai făcut ăsta? Dar la, ia uite pe ce-l domnul la pușcărie, domnul.
Păi eu dă la pușcărie. Băi, lăsați-l mă, că e în depresie. Păi domn Bebe, mă uite. Ce da. Cine mă? Cine are mă? Gigi. Da, Nea Gigi, fratele meu. Am vorbit. Ieri am vorbit de el, astăzi e pe aici, vedeți? Ai noroc. Salut, băi, Nea Gigi. Mare fain. Ce vorbi bine de mine? Că m-a întrebat domnul că fratele tău ce mai face și zic, băi, nu pe aia vrea să vină de mult și m-am dus după el în mult să-l aduc. Să-mi dai părnă să-l uite, ce dracu vrei să-mi faci? Cine tat? Astăzi am avut o tentativă să ne angajăm ca șerif. Dar nu a ieșit foarte bine. Păi de ce vrei să rupe mei? Pentru că eu am primit o căruță de la Mihăiță și ne-am suit toți în ea să mergem să ne angajăm, în Valentine, să ne angajeze el. Și pe drum am dat într-o razie din asta de poliție. Și au descoperit la mine în căruță dinți și din astea. Și m-au arestat pe mine. Dar ce a făcut Albert? Și după aia i-am zis că băi, eu am căruța de la Mihăiță și a recunoscut și el. Și l-a pus pe Mihăiță să plătească cauțiune de 1000 de dolari. Și a murit, a început să plângă pe acolo, ai de capul meu. Și acum îl căutăm pe Mihăiță să ne cerem scuze față de el. Lasă-l Michi, că ăsta nu se învață minte, că e obraznic. Măi, nu vă las de Michi, măi, gata. Asta e domnișoara Michi. Michi, nu știi pe Michi? Domnișoară viitoare doamnă. Aoleu, și aici? Deci hai să vă povestesc. Doamna cu părul roșu, cum vă numiți? Carla. Doamna Carla, vreau să vă povestesc ceva. Nu l-ascultați, eu nu este adevărat. Sunt aici cu fratele meu. Fratele meu a avut mai de mult o soție pe nume asemănător cu Michi. Așa. Și de fapt era gagica lui, iubita lui, fratelui meu. Și acum s-a făcut o nuntă la noi în sat. Și eu mă duceam cu cineva la nuntă și fratele meu se gândea, bă, cu cine mă duc? Cu iubita mea, cum ar veni, cu Michi, cum o chema Michi. Doar că Michi, iubita lui, s-a dus cu altul la nuntă. Nu ești adevărat. Și ca și naș. S-a dus ca și nașă cu altul gen. Povestea este altfel, eu știu. Și este cu totul altfel. De atunci fratele meu are inima frântă. Da, corect. Dar tot pe mine mă iubești. Ce? Aoleu, e nu, gravă problema asta. Povestea a fost altfel. Ia, hai. A fost o obligație să mă duc cu altcineva. Adică... Avea o datorie la el că trebuie să mai stea o noapte împreună. Și drag și eu am obligație să mă prezint la nuntă cu altcineva, dar tot pe tine te iubesc. A fost minunat. Cam așa ceva a fost. Și să întreb de nevastă, de prietena mea și ea să fie acolo, la altar, lângă. A fost super. Nu, Gigi, nu mai dramatiza așa, dacă n-a fost așa. Băi, toate ca toate. Rămâi pe loc. Cine se rămâna pe loc, eu? Ați auzit și voi sau m-am speriat eu? Eu cam am probleme cu legea și de asta zic. Nu, am auzit că... Și astăzi ne-am dus să ne angajăm ca polițiști în Valentine's. Eu, Nea Gigi, mai mult, Mihăiță, ne angajează el. Am zis, când am plecat de aici, am zis, bă, noi n-ajungem în Valentine's. Și am luat o căruță pe care mi-a dat-o Mihăiță cadou, ne-am suit toți în ea și am plecat. Pe drum dăm de razie, ne verifică aia când se uită în căruță, nu știu, erau dinți pe acolo. Prostul de Mihăiță, cum a zis că e căruța mea, eu am zis, bă, și eu, e a mea, dar eu am primit-o de la el cadou. Și l-au luat polițiștii și pe el, că îl dau afară, că nu știu ce, și până la urmă a ajuns să, cu, să plătească din asta, cauțiune, 1000 de dolari. Are nu știu că a început să plângă să-i acul, caut acum să-l mângâi ca pe pisica. Dar și ce n-are voie, mă? Bandit sub acoperire? Ce să aibă voie? Nu, Alison ăsta zice că e polițist și are mască la caldare, voi să-și pună mască. Nu interzice nimic. Eu dorm pe Alison, dar dacă îl văd, i-am promis că l-are set. Cine e? Alison, du-te și tu până în capătul ăla la casa aia. El e Alison de aici? Nu-l văd. Că nu te vede. El e Alison? E ăsta cu părul alb? Alb. Nu, da, nu, e unul îmbrăcat în galben. A, e altul, am înțeles. Nu-l văd. Dă și tu o tură, fugi până la magazin și vine înapoi. Stau da, așteaptă până dacă vine el, posibil să... Stai. Suntem prea mulți aici. Mamă, a început focul, se trage, se aleagă. Gata, se revenim. Se revenim.
Ce faci, prietenul meu? Te pup, Dodo. Nu mai fi supărat de pisica. Domnița l-am pus să măture puțin prin sticle, că era cam tegos. Da, măcar atâta, nu mai face, lăsați până și revine, că încă se gândește, dar cazul ăla și nu. Băi, dar ori face pisica asta? Nu, că aia era specială, a văzut-o pe stat, a zis că e acasă și nu mai avea bani să-l țină și a murit. Dar poți zâmi mie dacă e. Na. Ce, ți-e o pisică? Aha. Și mult mi-ar plăcea să am și o mâță din asta. O mâță de-asta? Cât costă una? Asta schimb pe papito. Un papagal măcar. E mai specială. Un papagal? Păi te-l aveți pe domnul ăla. Uite papagalul ăsta e al meu, bă. Ia uite-l. Ai grijă ce faci. Nu el a dat papagalul, a dat bre. Te-ai dus. Mamă, l-a culcat. De ce dai? Dar ai văzut cu ce poftă i-a dat? Îmi place papagalul meu. Am văzut, frumos. Mă confund eu ăsta. Cât costă un papagal ăsta? Să-mi cumpăr și eu. I-am dat terasul. Luați-l. 20 de euro sau 400 de dolari. 400 de dolari? Bă, cred că am atâția în bancă, mă, dacă nu mă înșel. Dacă vezi, dau eu să țin. Nu, stai, liniște. Eu sunt de nebun pe aici. Am primit și așa am primit de toate de pomană. Calul am primit de la Don Sheriff Julie. Căruța de la ăsta, arme de la, cum îl cheamă? De la Butoi, fostul polițist, sau nu știu, Putină, nu știu cum îl cheamă. Care? Alex, mănușă, nu știu cum îl cheamă, Putină, unul. A, mănușă? Da. Am primit de toate, bă, dar nu sunt... Boiler. Sunt... Boiler, așa, mai îl găseam cum îl cheamă. Îl strigam odată pe aici, Butoi, Putină. Vasile Boiler îi cheamă, fac. Ce era tot de meleagul nostru. Da, am zis să mai vin și eu pe aici la o poveste la asta, tot am venit. Am dat într-o zi de una, mamă, am băgat-o în depresie pe seara ca fată. Cine? Lore sau ceva de genul. Oh! Depresia scris pe ea. Eu m-am dus la ea și, bine, m-am dus intenționat, dar și am zis gen că, Mihăiță, tu ești, că era indian ca așa, slabă, da, stil bărbat. S-a întors la mine, băi, chelule, că să vezi ce să facă, du-te, dec. Și îți dai seama că m-am luat și eu și am înțăpat-o și am înțăpat-o până n-am mai putut. Păi m-au chemat pe dincolo, pe acolo, mi-am cerut scuze că n-am. Am zis, băi, îmi pare rău că tu ești diferit așa față de alte persoane, prea pui la suflet, îmi cer scuze, nimic. Îl certa pe ăla care era acolo, nu vrei să faci. Și cred că o crezut în depresie, sărac. E cineva aici care ia și încearcă cu mine și nu știu ce. E domnul polițist aici, nu-l vezi? Hai să vă ajut cu ceva. E un polițist și domnul cu părul alb. Cine ce? Ce-i Michi? Să-mi dai cineva din alea cu luat în brațe și... A, știu cine, uite asta cu... Bă, și mie mi-a dat cineva. Nu-l văd. Uite-te că-ți și scrie de la cine. Hai mă, să-l strângem de gât. Bă, vezi, te strângem... Dar și mie mi-a dat, mă, din astea. Dar de data persim că erau din alea... Să te pui în genunchi și hau. Nu sunt, din alea nu sunt. A, nu sunt. Este numai să iei în brațe, să te pup și să dai palme la cură atâta. Da, e îmbrățișare. Poți să văd și eu pe aia cu pupatul? E pe buze? E ce trebuie. Ah. Nu sunt din alea obscene. Mai bine. Dar e de mult alea aici. Eu? Și eu am primit. Bine. Treabă. Am pierdut pe Nea Gigi. Nea Gigi se pierde, ca de obicei, nu știu. I-a căzut din astea pe cap, nu știu. Păi sunt și mulți aici, sunt foarte mulți în blackout. Nu l-ai văzut pe Mihăiță pe aici, nu? Acum nu. Ia, uite, așa se pupă. Așa. Pe unde că s-au pupat la sub braț? Mai faceți o dată, vă rog, să văd. A, pe ce facem la comandă? Păi nu sunteți împreună. Facem și noi când ne... Păi, suntem, da. Când ne vin cheful. Când... Dacă nu mai chef, las că fac eu. Eu zic să nu ești acum. Fiecare poate să începe. A, nu, am glumit, domn. Ce măcioară aia? Ce auzi, cioară? Căcioară, bre, nu ți-e rușine, domnul șerif. E papagal, dar leg. E papagal? Aha. Uh-huh. Vedeți care are uniforma ca poliția? Uite ce penaș frumos are. Domnul... Mai e una și pe albastru. Domnul ofițer, eu am impresia că dumneavoastră vreți să-i mângheați pe sărica la doamnă. Nu mă, nu vezi că e papagal și pe sărica. Mai știi când aveam veverița pe urmă? Păsărica, veverița? Să-i ciufulezi veverița. Dacă e setul, papito, stați-o. Și cum e de aia, pe-l trimiți la apă?
Nu, îți mulțumesc. Tu știi că și eu cresc porumbei? Da, da. De ce-s prea băieții? Mă, blondule. Am fost fetiță cu mințica. Care-i blondul? Din cărți, am spus. Da. Am fost și promovată. Am fost fată cu minte. Felicitări. Azi că știu cum se duc fetele la promovări. Felicitări, felicitări. Așa. Ascultă-mă, auzi ce-ai spus? Am avut cea mai mare activitate din secția asta. Nu cred. Aoleu, dacă n-a luat ăia și podelele de la Saint-Denis. Care vorbește, mă? Zi, băi, cum îi dai apă la papagal să bea? Cu un castron. Mamă, mănâncă fața, cred că are ceva pe o jarcio. Hai. Băi, tu ai treabă cu mine? Nepotul Grigore? Poftim? Îi caut pe nepotul Grigore. Oh, pe nepotul Grigore! Nu știu cine. Nu știu. Mă-nțumeu un bol, să-i dau de apă, că moare ăsta. Mergi, poate ne mai întâlnim pe aici, dacă o fi. Păi ne întâlnim pe aici. Hai unde că eu am tot fost, păi nu te-am fost până acum. Păi ia, din nou, i-am venit. Păi vezi dacă merge cu aia, că la nu... Uite, stau ăștia pe aici, nici nu-i vezi, nici mai auzi. Nu merge, e blocat. Nu-ți te apare, nu că... Cred că sunt în bar aici, cred că. Păi stai, vorbesc eu tare. Hai că mă duc afară. Eu să pot... Care să în ăsta asociat? Bă, rămâneți unul în magazin. Bere, dar chiar așa-i nați? Ești... Da, mă, că mă bag eu. Ești afară. Păi, e blocat. N-avem voie înăuntru, domnilor? Scuzați. Stai să luăm un bol. Hai, du-te. Stai aici. Nu mă pun că mă împuși, că nebunia de polițiști. Stai pe numeți. Bă, dă-i drum afară. Bă, lăsați-o cu aia. Lăsați-o în față. Domnul, aveți grijă. Băi, boilere, tu ești, mă? E blocat. Boilere! Ți-ți apare. Hey! Ce dă-i cum faci, nebunule? Uite, bre, bine. Dau de tine pe aici. Nu știam, te-am și după ce te-am luat după ochelar și după mustața aia. Șuruit, așa. Uite, am fost și eu pe aici, am avut mai peripeții astăzi. Am vrut să mă fac polițist, am ajuns arestat. Mă, belele. Și nu te-ai făcut polițist până la urmă? Păi nu, că ce s-a întâmplat, Mihăiț a vrut să mă facă polițist pe mine, pe Nea Gigi, pe mai mulți. Și... Aha, și am... Ia uite-l pe ăsta, merge cu capul în jos, bă, tu-l vezi? Sănătate, domn doctor, puteți să faci... Ce-ai pățit, bă, te-ai luat calul invers. Nu știu ce se întâmplă, și... la o palmă o leșină. Am plecat toți cu o căruță, cu căruța mea pe care mi-a dat-o Mihăiță. Pe drum, razie de poliție. Ne opresc, ne controlează, gata, ne-am suit să plecăm. Bă, stați așa că n-am percheziționat căruța, am percheziționat căruța. Toți jos, nu știu ce, se uită șeriful mare, arestați-i pe toți. În căruță erau dinți, nu știu, eu, băia deștept, cred, domne, am luat-o după un blecoată, dar prostul de Mihăiță. Nu, e alu domnul, arătați spre mine. Zic, păi da, e a mea, că mi-a dat-o el cadou și eu a recunoscut și prostul că mi-a dat-o, știi? Dar că n-a zis când, dar eu am avut un creier, eram cu Nea Gigi, fratele meu acolo, am zis că astăzi mi-a dat-o. El fiind polițist, mi-a dat căruța cu dinți în ea, cu dinele de morți, de nu știu ce, a luat poliția. A început să plângă, l-au pus ea să plătească. Mi-a plătit și mie cauțiunea, $1000, a început să plângă. Îl caut acum să văd ce zice, cred că mă omoare când mă prinde. Păi în Valenta e acolo el. Am fost la el, dar nu e. Am fost, l-am căutat. Știi cum îl cheamă? Nu știu. Problema e că... Eram puțin pe gânduri sus colo astăzi și se desfășura un jap. Și tu te enervași așa de tare încă îți lua și arma și spus te duce să tragi de ei. Da, să spui că... Da, da. Bă, Gigi, ești aici, mă? A, dar pe fratele meu tot nu-l aud. Eu nu, că nici eu nu-l văd. Hai, și cine era ăla? Cine să fie, bre, că trăgea de colo de sus și tu te-ai enervat că da. Să trage... Că trage după tine și te-ai dus și... Auziți, bre! Păi știi care-i faza? Ăla chiar o trasă mine, că Mihăiță era cu mine pe ăsta. Înțelegi? Uh-huh. Mihăiță era cu mine pe cal și ea o trasă mine, mi-a omorât și calul. Și m-am enervat că eu trăgeam după ea, poliția vine și mă încătușează pe mine. Ăla se dă jos și împușca polițiștii pe acolo.
Au. Ai luat-o? Ce paletă i-a dat. Gata, acum te văd. Dar cine ți-a dat-o? Mie mi-a dat-o. Cine? Bre, tu mă vezi, bre? Acum da. Om invizibil. Ok. Eu mai e o fată aici, dar nu am auzit-o, dar nu o văd. Bre, m-a auzit? Domnișoară, pune mâna pe mine, să ciupă-mă, că vreau să... Ciupă-mă, ciupă-mă. Bre, ce dracu, bre, sunteți moți? Te-auzim! Te-auzim, ba... Trebuie cum să mai stea un pic aici. Vasile Boiler, încântat de cunoștință. Am o presimțire că salut. Bă! Am o presimțire că nu... Stai, bre, să zic! M-am enervat și l-am împușcat pe ăla. Aud! Eu împuși pe femeia asta. Da, scuze. Așa spuneți. Bă, m-am enervat și l-am împușcat pe ăla. Da. M-am enervat rău de tot pe ăla, când trăgem ea... Bună, domnișoară! Bă, asta... Bună, bună! E ce mică e. E sora lui. Da. Eu sunt fleașcă. Ești fleașcă? Așa pleci și continuă, acum te îndrăgostiști? Eu? Da. Păi nu știi ce am vorbit noi doi, când mai crești un pic și mi-o dai mie? Nu, așa am vorbit pe două iepe. Da. Deci, și pur și simplu m-am enervat că mi-am pușcat calul și de față cu poliția l-am împușcat pe ăla. Bravo, bre, aici înseamnă sânge de mafiot. Cu arma asta de-am primit-o de la tine, cu asta i-am dat. E bună, bre, aia. E bună, vezi că e bună. Odată am tras după el sus, dar s-a oferit și a doua oară când am tras în el, somn. Dumnezeu, e bună arma. E, l-au dus ăștia la medic, cred că cine știe. Păi scăpat ea. Mamă, ce frumos e. Vezi că pe lângă alea două iepe, mai pun și o oaie. Gigi. Yo. Îmi pare bine de cum. Yo. De sora mea, bre. Aolo, șata e, bre, să nu-mi cer și tu acum. Cum? Bă, mai și frate, mă? Cât oferi tu? Suntem mulți, bre, frate, bebiță, cât îi oferi pentru ea? Cât îi oferi, îi oferi inima ei. Nu, no, nu, no, ca să iei. Păi, băi, două iepe? E dragostea mea față de ei neprețuită. Nu că iepe. Iepele sunt pentru el, pentru că mi-a făcut cunoștință cum ar veni, nu că... Adică cum aș putea să cumpăr dragostea unei femei, așa ceva înseamnă o insultă. Eu trebuie să o cuceresc, dar prima dată să mai crească că e foarte mică. Auziți, domnișoară, ce spune? Sunteți foarte mică. Câți ani aveți? 24. Unu! Cața și pula ta, că e deja doamnă. Uite, la o parte, că e a mea deja. Nu, oh, mamă, băga mea. Ai rămas... Cum 24, domnișoară? Da. Bă, gata, mă, m-am prins. Bă, care e diferența de vârstă între voi doi? Eu am 28, 29. Gata, mă, m-am prins. Păi uitați-vă la asta ce a băgat aici în el și uitați-vă la... Păi ăsta ia fura mâncarea, mă, boilerul. Ia fura mâncarea când erau mici. M-am prins. Da, bre. Adevărat. Uite, mă, când a crescut fata, a rămas pripernicită, bă, din cauza ta. Două mâini să faci, spune, dacă nu... Două mâini băga. Nu e nevoie de dovadă sau ceva, că e aici. Așa mă faci de răsorul mea. Îi zic și-o, dar lumea, adevărul ce vrei. Dar tu când faci pe tine și nu te mai ștergi... Aolo! Aolo! Bă, dacă vă uitați un pic la noi doi, și eu sunt mai mic așa un pic. Puțin, mai mare ca ea. Păi asta zic. Nu sunt înalt, nu sunt, cred că... Ziceți voi că cred că ne-am potrivit. Cred că... Da, bre, dar mie nu-mi plac ăștia blonzi așa. Eu sunt blond, eu sunt chiar, nu sunt blond. Ești blond, ai barba blondă. Păi, știi ce înseamnă să fii un bărbat blond? Nu. Înseamnă că acolo în el răsare soarele. În fiecare zi, în fiecare dimineață, fiecare seară, soarele e sus pe cer. La ăștia bruneții, bacă luna, bacă-i doare capul. Prost materialul, știi cum e. Te-ai prins? Da, ce vrei? N-am fost. Aia, ziceam că e foarte frumosă ziua asta, că era să fim polițiști. Nu-i atentă niciodată, ea mă scuzați, am puțină treabă. Liniștită. Du-te, de s-a dus și tata. Bă, tu ce faci, mă? Tu stai să asculti aici ce vorbim noi, mă?
Băi, Horatiu-mă la ele. Da, zi. Tu asculti aici ce vorbim, noi? Cum mă cheamă? Ionel, știu cum te cheamă? Da. Să nu mor tu, că te ghide buletinul să văd. Hai că ți-l dau. Dacă te cheamă Horatiu-mă la ele... Hai, te cheamă Galfone... Ciorpircă sau ce-a zis. Ai fost aproape. Ai fost pe aproape. Am luat după față, dar nu-l ajută numele. Mai ghici, mă. Ia uite, ai stat să vă prezint, domnișoară, stai un pic aici. Ce-i precheriosule? Aaaa. Tu mă iubești? Da, normal, ia uite-mă în buletin, ia uite. Cum te cheamă? Stai că n-am reușit. Pe de Moise, aha. Ia uite-mă ce frumos sunt. Dacă vrei să-l alinzi, îi spui Bebițu. Bebițu? Bebiță, da. Bebițu meu. Ioho, lasă-mă că mă topesc. Aoleu. Mă topesc pe picioare, țineți-mă bine. Mai zi câteva. Nu cade, bre, ai grijă. Auzi și Alexandru, mai zic câte ceva. Nu mai zic, că e... Așa... Dați-vă la o parte! Dați-vă, vă rog frumos, la o parte, că mi-am pierdut inima pe aici pe jos unde e. M-am topit tot. Păi dacă ai pierdut... Bă, inima mea, bă, nu mi-a zis nimeni niciodată așa ceva frumos. Au, băi, nea Gigi, stai cu minte că scot ăsta și... Așa zice la toate. Aha, nu pot să cred. Așa... Așa vrăjeală? Da, da. Ce vrăjeală, domnișor? Că eu n-am vrăjeală. Eu tot ce spun e adevărat, pentru că eu n-am nimic. Eu sunt sărac, lipit pământului. Înțelegeți? Eu n-am nimic, am tot ce am primit, am primit de pomană. Eu vreau ca noi doi împreună să facem totul, înțelegi? Odată ce noi doi ne-am potrivit și ne-am pus în cale ceva, nimeni nu o să stea înaintea noastră. Are nevastă? Tu ești baby Moise? N-am, bă, n-am. Nici nu. Ce care mă caută, domnul? Tu mă cauți? Bă, pula verde! Ce-a făcut, mă? Căzut, ce-a făcut? Da. Ăsta îi place pula, bre, îi place pula. Hai, bine, bine mă zi așa. Ești bine, bine, Moise. Edec, mă jos, tata. Pune jos, bre. Ce se întâmplă aici, mă, că nu înțeleg golere. Nu știu nici eu, nu pot să-mi dau seama că... Dă-te cu pete. Nu vezi, unii picătarul, alții te bat, alții... Bre, am mâncat astăzi sarmalele de la tine când eram în secție. Mâncam sarmale de față cu polițiști și am zis că dacă vor, le dau și lor. Când vrei, ieri? Astăzi, când m-au arestat. Salmalele care ți le-am dat eu? 3-2-3, mamă, eu l-omor pe ăla cu 3-2-3. Băi, fii al recu cu 2-3-ul tău, dacă nu mă duc sus să-l uiți și-l omor. Pe mine m-a albit la pula. Să-l deu jef la mă. Bă, dar ce are, mă, frate, e nebun la cap, că-l stâng de gât. Care e cu 3-2-3? Care e cu 3-2-3? Nu știu ce să fie cu 3-2-3. Tu ești, mă, fraiere. Ia, vezi, eu sunt. Nu mă acuza, bre, de astea, că eu nu sunt pe invers. Ia vezi cât sunt eu. 2-5-3. Eu ce zic? Îl omor pe ăla când îl prind. Deci eu nu cu cal din ăla mare, cu din ăla, îl rup când îl prind. Nu, bă, că zic de astea telefon, bani, vor alea, mare, arme, căluțe, cal. Și eu, Max, simt al... Rupt în cur. Ia așa să nu! Ia vezi, mă! Ce pantalon are pe mine. Rupt în cur. Bre, bebiță, zici că ești de pomană îmbrăcămintea asta să mor eu? Păi da, mă, dar uite dacă aș avea și o domnișoară să mă ajute să mă îmbrac, să mă astea altfel aș fi și eu. Dacă sunt străbălat așa, ce să fac? Dacă viața mea e nesigură, pentru că eu până când nu mă voi însura, nu voi face nimic bun cu viața mea. Hai, nu întâlnă. Ce înăuntru, mă? Dacă o fi să treacă un glonț pe aici, pe lângă mine... Hai încoace, 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 încoace. Hai, frate, nu fi nebun. Mie nu mi-e frică de glonțe, mă, ia uitați-mă. Hai mă să vă văd, hai! Hai mă să vă văd! E vreunul tare în ceașcă să tragă în mine? Așa mă gândeam și eu.
Tu ești bebe Moise? Tu ești bebe Moise, bre? Te gloanțele pe lângă mine. E unul sus acolo, mă duc după el să-i ce-i dau. E bun la cap. Dacă voi nu mă vreți, eu o vreau. Păi ce glanță și ag, păi bum, pe spate. Salut, bebe Moise. Bă, dacă vin la tine sus, te rup, să știi. Nu mă fă, te rog eu. Bebe Moise! Bebe Moise, tu ești chelul ăla împuțit. Dați-vă așa puțin, că am un pic de treabă. Bebe Moise! Hai să te alăptez, bebe Moise! Îl vrei când te alăptează. Bebe Moise, ce drăguț ești! Pupața șchelia s-o pup! Acolo e! Ia uite-l! Ăsta-i! Ăsta e blondul ăsta! Bre, nu-l vezi pe blondul ăla? Uite ăla e! Uite-l ăla! Bebe Moise, fute-ți așcalul, să-l fut! Ia, Lecu, dacă nu poți să intru aici, lasă-mă, nu. Lasă-mă, lasă-mă, că poți să intru, poți să nu, intru. Nu, nu-l vezi aici, uite-l, i-am dat un pic. Bă, Leo, tu-l vezi, mă? Nu-l văd. Păi nu, e aici, e aici, e aici, stai, mă. Bebe Moise, fute-ți aș calul în cură. Bă, dar brațe, că vreau de tot eu. Trebuie, cred că, spuzrat un pic. Bebe Moise, linge-ți aș chelia. Vezi, bre, să nu dai mine-i. Dă-te, bre. Gata, l-ai nimerit, ăsta-i. Am vrut să dau așa la jugulare, dar nu la tine. I-am dat? I-am dat, bre, un alul ăla. Da, fix la ăsta. Mie mi-ai dat, bre. Păi nu ție, bre, mă duc că e aici sus. Pe Moise, picață Ronicoval în cap. Oare pune și eu pe careva? Bebe Moise, tu-ți chelia, mătii. Iisus. Pepe Moise, picața-ar pula. Bă, nu, 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 dă-te jos, dă-te jos. Nu pe aici. Bebe Moise. Una vreau, bre. Ți-o cumpăr, bre. L-ai prins, bre, gata, bre. Aia, nu sunt de la de le ții mână. Ai dat-o. Cine, mă? Eu n-am văzut nimic. Știu, bre, ce-o fi pățit? Fiecare... Ce-o fi pățit? Nu, și-o fi căzut. Alea să-mi spun pe tatăl, nici nu știu dacă să mai găsesc. Nu știu, că ții minte că am văzut recent la un magazin, erau 400. Uuu, să treci, domnul, ce faci? Bebele. Nu mă mai știi, mă. Cum să nu te știu? Sursul, mă, fratele său. Cum să nu te știu? Eu nu-i vă, bre. Ce mai zic? Ce n-ai vă să zic? Uite pe aici așa. Mă trebuie de asta, bre? Ce să-mi trebuiască, bre? Trebuie să discutăm neapărat. Nu, unde mai veni pe aici? De asta vrei, matale, bre? Unde ești? Nu vreau să zic. Tărță din aia? Vorbește frumos, ce te jignezi. Băi, las-o în pace, mă, ce ai cu ea? Toate până la sora ta. Înțelegi? Hai, țigan, hai să-i facem pe ăștia bine. Eu nu vin, mă. De ce? Nu am chef. Ai văzut ce am făcut la țigani? Așa să-ți fac ție dacă te-ai de abuzonar. Am văzut. Era să-ți fac ție din greșeală. Ia uite-l ce-l trage pe ăla, mă, ia uite-l. Ia-l, bă, și du-l dacă-i prietenul tău, ia-l și du-l. Ce zici? Dacă e prietenul tău, ia-l și du-l la doctor, dacă nu, lasă-l acolo de la ecu. Nu pot să-l iau, nu pot să-l iau. De ce? Nu știu.
Nu-l vezi de aia. E un taliban oricum. Dă că trebuie el. Așa ceva. Ia Gigi, ești bine? Mă, pe aia să nu trebuie. Curge sânge din tine. Aoleu. Cum curge? Că nu văd nimic, cabre. Bă, hai să-l căutăm pe Mihăița, bă. Hai. Băieți, ăsta a fost episodul, dați-vă un like și ne auzim la următorul episod.